Bună seara, stimați spectatori! Dacă tot este vară, știți proiectul meu de suflet în care invit români ce s-au întors în România sau vor să se întoarcă cu sloganul Hai acasă! Sunteți peste 5 milioane dintre noi în afara granițelor țării, cei care ați ajuns să vă fie mai mare dorul decât satisfacțiile emoționale sau profesionale, haideți acasă! Astăzi l-am invitat pe Vlad Ciobanu. Bine ai revenit, Vlad! Bine te-am regăsit, Vicențiu! Vlad Ciobanu, care l-ați văzut în alte emisiuni, este un foarte bun analist, dar care a stat niște ani buni în Suedia. Făcând acolo, ai făcut și școală sau doar muncă? Pentru școală am plecat. Am plecat acolo pentru un masterat, sau mai bine zis, în 2009 la Erasmus. Am găsit acolo o universitate deosebit de faină și am vrut să mă întorc. După un an jumate m-am întors, am rămas aproape 6 ani acolo și am lucrat în cercetare după ce am terminat studiile. Noi am făcut aceeași școală, Vlad, științe politice, la un interval de vreo câțiva ani să fim politicoși pentru mine. și am fost plecat Erasmus la Roma, dar eram mult prea îndrăgostit de mama copilului meu care era în România, cât să vreau să mai plec, să mă mut în afara țării. Spune-mi, te rog, cum vezi tu diferențele, apropo de partea universitară? Învățământul de România, în cazul de tău știința politică București, cu știința politică de Suedia. Pot să vorbesc doar despre cele două universități în care am lucrat, una în care am și studiat, Göteborg mai precis. E un sistem de învățământ în care lucrurile nu funcționează cu 6, 7, 8 materii deodată. Și lucrul ăsta contează pentru că îți dă voie să te concentrezi cu totul pe un singur subiect. Și atunci, sesiunea la ei nu presupune 6-7 materii care s-ar putea să încalece cu examenele peste din 2 în 2 zile câteodată? Nu. Ce ai în schimb este un curs care durează o lună sau două. Care poți să faci serios? Un curs, două deodată, maxim. Mai mult de atât nu-ți permit ei. La finalul căruia ai un examen. Și creditele sunt împărțite, la fel ca la noi, dar câte o lună, un curs serios, ai terminat cu examenul și la final ți-ai făcut toate treburile. Am prieteni suedezi care, încercând într-un exces de zel să facă 2 ani într-unul singur, au reușit să facă exact cum ți-am zis, 2 cursuri deodată, semestru de semestru, ca să poată să termine mai repede. Dar lucrul ăsta îți permite să te dedici cu totul unui singur subiect. E drept că dacă atunci se întâmplă să fii bolnav, să te îndrăgostești, cum a fost cazul la tine, sau să vrei să lucrezi, sau mai știu ce alte planuri ai, nu mai ai timp să mai recuperezi până la sesiune, cum se întâmplă în sistemul nostru universitar. Dar în același timp îți permite că dacă vrei să înțelegi ceva în profunzime, să poți în 6 luni de zile să treci de la absolut novice într-un subiect, cum e statistica, să zicem, până la destul de bine avansat să în domeniul ăsta. Câte vreme îți place, performezi, ai ocazia într-un semestru chiar să te specializezi destul de bine pe un subiect. Iar lucrul ăsta mi-a plăcut teribil de mult, doar ca gândire a sistemului. Sistemul de note e destul de diferit, au 3 note pe care le poți lua, nimic altceva, care au corespondență cât de cât cu sistemul nostru, cu 10 puncte. Iar mai mult de atât, mediul universitar e unul într-adevăr care e foarte liber, ține foarte mult de inițiativa ta de a face ceva, nu stă nimeni să dea cu biciul după tine, vină la cursuri, termină-ți programul și așa mai departe. Clădirile în sine ale universității sunt un fel de campus doar ele, adică ai bucătării, spații de săl de lectură, locuri pentru diverse activități libere. În facultate, pe lângă sălile de curs și birouri administrative, ai diverse institute de cercetare. Ceva cum ar veni Politehnica de la noi? Grupat așa mai... Cam așa ceva și nu am văzut dacă există spații în care efectiv studenții să stea, nu am bătut coridoarele Politehnicii încă atât de mult încât să fiu sigur că e exact la fel, dar era un spațiu în care puteai să stai efectiv toată ziua și aveai cam toate nevoile acoperite, ceea ce îți permitea și să socializezi cu oamenii și să mai vorbești cu profesorii dacă voiai, acces la bibliotecile pe care ți le pune la dispoziție facultatea sau universitatea și... Era un mediu care părea că te invită foarte mult să gândești, să fii curios, să cercetezi și singur, dar și împreună cu colegii. Și în cazul în care te apuca acea îndrăgosteală sau dorul de casă sau o petrecere prelungită înainte de examen și nu trecea examenul ăsta de la lună, lună jumătate, posibilități de a-l reda care sunt?
nenumărate. În sensul că când acolo te simți tu pregătit? Puțin, când te simți tu pregătit și ori de câte ori vrei, tu practic rămâi matriculat pentru totdeauna. Sau mă rog, până acum nu am văzut să existe vreo limită. Am prieteni care la 12 ani după ce și-au suspendat cursurile, încă apar, dacă vor, înmatriculați la universitate. Acum nu pot să fiu 100% sigur, pentru că nu a fost o situație de care să mă interesez în detaliu, dar în orice caz e un spațiu foarte lejer care te invită să-ți găsești lucrurile care te interesează, să le experimentezi sau să le studiezi în ritmul tău și dacă vrei, într-adevăr, să performezi într-o direcție, ai toată libertatea să o faci. Statul suedez îți pune la dispoziție granturi, dar și împrumuturi ca tu să poți te susții pe parcursul universității. Căminele nu aparțin de universitate, sunt ale unui sindicat, un fel de asociație studențească. Ei nu prea fac diferența între sindicat și asociație în denumirea oficială și acea asociație lucrează cu universitatea, dar ea aparține studenților. E un sistem care pare că e gândit cu interesul individului student în prim plan. Și atunci totul pare că se învârte în jurul bunăstării tale, capacității tale de a învăța, mediului propice pentru asta, astfel încât tu să poți să ieși de acolo un om care realmente s-a profesionalizat și a devenit expert într-un domeniu sau pe cale să devină și are în jurul său toate resursele de care are nevoie. Că vorbim aici de finanțare pentru costuri de trai de zi cu zi sau de unelte de cercetare, acces la proiecte internaționale. Era un mediu academic foarte vibrant. De exemplu, în fiecare miercuri aveam norocul la Institutul de Cercetare a Calității Guvernării, COG se numea, Quality of Government Institute. Miercurea făceau o sesiune deschisă, o masă de cercetători care veneau și își expuneau lucrările pe care încă nu le publicaseră, care erau în buza publicării, ca să ceară feedback. Eram singurul student de la masă, dar pentru că eram foarte curios. Asta se întâmpla la pauza de prânz miercurea. Și apucai să vezi acolo cumva the cutting edge science, lucrurile care urmau să iasă, ce urma să se întâmple, ce urma să fie publicat. Erau doar nivel de profesori? Da, erau doar profesori și cercetători, pentru că asta aduna acel institut acolo. Și toți nu spunea nimeni ce cauți tu copii de blond din România, nu? Absolut, absolut deloc. Acum, dacă spuneai vreo tâmpenie, după te o dată tu, sau, te sau trei tu, inversi, cu siguranță că se băteau brațul și spuneau, te rog eu mult, dacă vrei să vii, vină, ești binevenit, dar mai taci un pic din gură. N-a fost cazul, din fericire. Dar a fost un mediu în care eu am descoperit și idei interesante pentru mine și, de fapt, profesorii, cercetătorii care construiau institutul la care am ajuns să și lucrez, Varieties of Democracies, pornit de Staffan Lindberg și Michael Coppedge în Statele Unite, Staffan Lindberg la Universitatea în Göteborg și care a ajuns cel mai mare proiect de cercetare cantitativă a democrației din lume până ziua de astăzi și a rămas. Sunt mai bine de 10 ani de atunci. Ai făcut acolo un masterat, da. După care ai și rămas să muncești. Exact. În România, dacă vrei să rămâi să muncești pe la universitate sau prin cercetare și mămica nu are o fabricuță de lapte sau o meserie de dentist, s-ar putea să fie foarte greu. Nu sunt sigur dacă e așa. De zi cu zi. Când eram noi tineri, ni se cau blângeau. Zvonul ăsta era de luat drept realitate. Ni se cau blângeau profesorii tineri apropo de venituri și de nevoia de a face și alte colaborări ca să-și permită să fie profesorul cool pe lângă noi. Sigur, tu cu o muncă la un institut de cercetare la nivelul Suediei, care nu e o țară ieftină, ai putut să trăiești la un nivel decent? Da, da. Asta chiar se întâmpla destul de bine. Aveam salariu acolo mai mare decât bursa doctorală a colegilor doctoranți din facultate, ceea ce nu mi se părea neapărat corect, dat fiind că eu eram student la master și ei erau doctoranți unii chiar. Dar între timp erai și angajat, nu? Sau? Da. M-am angajat în timpul masterului. Dar și într-o parte și într-alta se putea trăi. Acum, e subiectiv cât de bine trăiești bine. Dar îți permiteai toate costurile... Cu nevoile tale de tânăr de 26-27 de ani, 30. Costurile vieții din Suedia erau bine acoperite. Aveam ocazia să vin... Veneam în România câte o lună, două pe an în vacanță, plus o serie de alte călătorii prin Europa. Nu pot să zic că duceam lipsă de mai nimic. Adică aveam nevoile destul de bine acoperite în perioada aia. Timpul, în schimb, nu era teribil de mult, adică acolo când se muncește, se muncește. Nu era în institutul de cercetare, cel puțin în cel în care eram eu, era un ritm absolut amețitor. Pentru că noi încercam să construim cea mai mare bază de date cu indicatori pe democrație și democratizare din lume, mergând înapoi în timp 100 și ceva de ani, ulterior 200 de ani, pe toate țările lumii. Și era un proiect care nu mai fusese făcut la un nivel
de complexitate la care nu mai fusese făcut. Și atunci, în care munceați câte mii de oameni sau sute? În primă instanță eram 5 oameni într-un fel de debara universității, după care a crescut la 5.000 la nivel global, care e și nivelul pe la care cred că se situează acum. Eu am plecat din institutul ăsta în 2016, cum am întors în țară. Toată lumea, sau nu toată lumea, primit de departe, de obicei, strugurii sunt acri. Când spui Suedia, te uiți la performanțe economice, dar dacă mai cauți puțin, auzi că sunt destul de reci între ei, auzi că nu prea e mult soare, că sunt mai depresivi pe acolo prin nord și că... Cum te-ai simțit tu integrat? Cum ai interacționat cu suedezii tu? Cercetător român, da, automat acceptat profesional. Dar dincolo de avem un proiect împreună, în weekend munceai de nebun singur, te vedeai cu colegi suedezi, erați o gașcă de internaționali. Cum? Cred că au fost mai multe povești în anii cât am stat acolo. În primă instanță eram un student internațional care își petrecea timpul în gașca de prieteni internaționali. Ulterior, am creat un ONG de români acolo, adică erau destui români în Göteborg încât să pot să creez o mică insulă sau să ne coagulăm. Tot au pornit de la protestele din jurul subiectului Roșia Montană. Am vorbit de anul 2012 în jur de... Da, deci am ajuns acolo în 2011 și cumva, tranziția de la a fi un internațional între internațional la a fi un român între românii din vestul Suediei, cam pe atunci s-a produs, 2013-2014. Pentru că era prima oară când, după multă vreme, când România, sau mă rog, tineretul, clasa medie urbană, a fost un tânără, suflu atunci în România, pare de care o implicare. Temă, da, exact, care nu mai ține de sărăcie, nu mai ține de, nu știu, subiecte care sunt importante pentru bunăstarea unei societăți, dar în același timp pare că sunt un pic prea simple. Pare că cu un pic de disciplină și un pic de educație le poți depăși. Când vorbești despre ecologie sau când vorbești despre dezvoltarea țării pe sau termen foarte democratice lung, sau s-a cum a fost mai târziu după aceea. Corect. În momentul ăla se activează un alt sentiment, cumva de construcție pe termen mai lung. Știi că o țară, dacă este întreb când începe și când se termină, e foarte dificil să răspunzi la întrebarea asta. Începe România în momentul în care s-a proclamat independența? Păi nu, că a proclamat-o cineva într-o instituție, având niște oameni care existau. Dacă mâine, să zicem, apare o dictatură în România din nou, da, nu știu, armata dă lovituri de stat și ia puterea, se termină România? Nu poți să zici nici lucrul ăsta. Nu s-a terminat nici în 45-48. Polonia a dispărut de pe hartă 200 de ani, aproape. S-a terminat? Nu s-a terminat. Știi? Și atunci când vorbești despre ecologie, celași mai departe, răspunderea noastră pentru mediu, pentru calitatea aerului sau apelor, copiilor încă nenăscuți, ai unor oameni, poate la rândul lor încă nenăscuți, vorbești despre ceva înălțător, sufletesc, ceva care ține de valorile la care ții, și la care oamenii vor să adere, parcă e și despre ei. Chiar dacă n-a călcat, între oamenii care au protestat, sunt convins că erau foarte mulți care n-au ajuns vreodată, poate nici până în ziua de azi, la Roșia Montană. Păi e departe de acolo, în Apuseni. Dar rezonează subiectul cu ei. Știi? Așa cum la protestele din 2017 la OUG13, sunt convins că erau foarte mulți oameni care nu votaseră sau oameni care nu și-au pus problema vreodată cum ar trebui să arate o lege funcțională pentru combaterea sau sancționarea corupției. Dar ideea că țara în care trăiești are niște reguli după care funcționează și în prezent și în viitor pentru generații pe care încă nu le știi, vorbește cu valorile din tine. Și a fost un moment foarte plăcut în care românii de acolo, o parte dintre ei, erau și generații vechi de români din vestul Suediei, noi eram un pic mai nou veniți, au simțit că e cazul să stea împreună și să vorbească despre ce se întâmplă în țară. Și a fost un moment foarte, foarte plăcut ăsta. Iar după acea vârstă a urmat momentul de integrare efectivă în care, mutându-mă la Lund, un pic mai la sud, dar tot pe coasta de vest, eram cercetător în universitate și tot cercul meu de prieteni era de suedezi. Cumva ajunsesem, fără să vorbesc limba niciodată teribil de bine, ajunsesem să fiu al locului. Știți, al locului? O vreme, da. O vreme chiar pot să spun că am simțit că e a doua acasă. După 5 ani ajungi să ai diverse obiceiuri, ai rutinele tale, te obișnuiești cu un anumit mod de a interacționa cu lumea din jur, te obișnuiești și cu lumina sau întunericul. Ești respectat la muncă. Cum este întunericul lor de lung, iarnă? Vicențiu, e foarte, foarte lung, nu se mai termină. Asta cred că e experiența
poți să te obișnuiești poate cu răceala dintre oameni. Ai mai fost, sunt sigur, medii cu introverți. Da? Oameni care nu simt nevoia să se... Sași și din Ardeal nu erau foarte expansivi. Iată. Mâncare lângă care am trăit când eram copil. Poate să mai obișnuiești. O iarnă mai rece ai mai văzut, poate, nu știu, un iunie mai ploios, deși nu s-a mai întâmplat de multă vreme pe la noi, ai mai văzut. Dar ideea asta că din septembrie până în martie devine progresiv tot mai întuneric și abia mai vezi lumina și când e lumină, de fapt, e prin nori, se joacă cu ceva fundamental din tine și începi să te pierzi un pic și a durat câțiva ani până când m-am obișnuit cu lucrul ăsta. La fel, din martie până în septembrie, în partea cealaltă, e atât de multă lumină că nu mai poți să mai adormi noaptea, genul ăsta de situație. Dar și ăsta se reglează în timp. Suedezii au o vorbă legată de vreme, că nu există vreme proastă, există doar haine proaste, știi, cumva... Da, te îmbiezi, te adaptezi tu pentru orice situație și mi se pare că e o țară care te învață exact lucrul ăsta. Că da, oamenii vor fi un pic mai reci, dar în triburi mici sunt deosebit de calzi. Printre cei mai buni prieteni ai mei până ziua de azi sunt în și din Suedia. Și e o țară care te învață că... Ești primul român din acest proiect al meu, Hai Acasă, care îmi spune că a reușit să se integreze în triburi mici, în gășcuțe, să se simtă bine între cei lângă care a stat. Ei, cred că poți să trăiești exact lucrul ăsta și în România dacă te muți de la București la Cluj sau viceversa, după o anumită vârstă, în care nu mai e simplu. Știi, când te duci la școală, te trezești într-o cohortă cu 30-50 de oameni. Repede barierele, da, în tinerețe, exact, de vreme. Dacă nu ai obiceiuri, gen mersul la biserică sau cursuri de dans sau mai știu eu ce altceva care să te expună unui trib, prea cum să cunoști oameni. Sau poți să o faci, dar e un pic nenatural până și pentru noi, care ne batem pe burtă, cum e vorba la români, destul de ușor. Ce am descoperit în Suedia și până în ziua de azi mi s-a demonstrat a fi cumva o regulă bună de viață, e că acolo unde ai un hobby, du-te după oamenii care urmează hobby-ul tău. Joci fotbal, caută-ți un club. Dansezi, caută-ți un club. Am fost săptămâna trecută la Arad cu un proiect și în hotelul în care stăteam noi erau veniți pentru weekend clubul trabuciștilor. Oamenii pasionați de trabuc care se întâlnesc în fiecare joi, erau vreo 30 de oameni cu neveste, cu prieteni după ei, pentru a crea comunitatea mai departe decât pasiunea dintre noi doi ca bărbați, ca prieteni. Știi? Să știi că și oamenii în triburile astea, cred sincer că dacă e să vorbim despre schimbarea României, putem să vorbim despre cifre macro pe economie, putem să vorbim despre coaliții de guvernare care păstrează o formă sau alta de stabilitate, putem să vorbim despre felul cum suntem o țară medie în UE care nu face prea mult scandal, nu face prea multe tâmpenii, nici nu are succese remarcabile, dar... Cred că locul de unde vine foarte mult din bucuria vieții în România este din aceste triburi mici. Motoriștii care, pe mine, da, nu pot zic că mă bucură teribil de tare pe Calea Victoriei, ei se adună la Piața Victoriei și în Piața Constituției și din când în când mai ajută pe Valeriu Nicolae să construiască o tabără pentru copii sau fac diverse alte campanii. Dar ei sunt conștienți de probleme de trafic, sunt conștienți de probleme sociale, la fel, organizațiile de mămici din țara asta. Am destui prieteni care nu sunt ei prieteni deloc cu Biserica Ortodoxă și pot să înțeleg poziția lor. Dacă te uiți la Liga Femeilor Creștine sau o serie de alte asociații adunate în jurul bisericii, poți să vezi că sunt și foarte, acolo foarte multe activități pozitive. Da, e bine coagulat cu multe activități pozitive și cred că în triburi din astea mici de fapt apare evoluția societății. Și cred că și la noi, pe viitor, în astfel de triburi, o să tot apară inclusiv majoritățile politice din această țară. Acea țară mult criticată că România fumegă în weekend, nimeni nu face gătar singur cu copilul. Ți amintești de Robert Putnam, nu Bowling Alone. Da, noi încă nu suntem acolo și mă bucur. Nimeni nu face acolo gătar singur. Tu îl face cu un vecin, cu un prieten, cu un coleg, cu... Spune-mi, te rog, cum se vede România când o studiezi pe partea de democrație? Și ai puterea să nu stai aici să te vaiți că nu se mișcă bine grindeanul sau că ciolacul are un interes. Să o privești din afară, cumva punând-o pe o hartă alături de încă niște sute de alte țări. Că noi ne văităm. Noi spunem că la noi este cel mai rău, că nu se fac treburile cum trebuie, că stai așa puțin, că nu mi-a mers aerul condiționat, că mi s-a stricat nu știu cine, că din ce cauză copilul meu... cu care n-am făcut teme, nu-i bun. Ai dreptate la fiecare dintre acele plângeri și mi se pare dar că dar cum se vede în afară? Ca un om care totuși ești, ai putut să ieși, să vezi și pădurea, nu numai cupacul, nu numai uscătura. De afară, cum vezi și democrația din Franța, o vezi mai calm. Știi? Dacă nu ești acolo să trăiești zi de zi cu o replică spusă, o taxă crescută, apoi scăzută din nou, prețuri care
sunt luăm foarte... permisul de la Nurofen, nu mai luăm, luăm permisul de la paracetamol, luăm de la orice altă pastilă, apropo de stresul cu cred că atunci când ești lupta antidrog, cât ești mai departe, cu atâta poți să-ți suspenzi un pic sentimentele cu privire la diversele evoluții din, din țara, chiar dacă e țara ta. Și aproape că mi se pare că e o opinie nelegitimă aia pe care o ai la distanță. Ce pot să zic e că România în 35 de ani s-a dezvoltat binișor. Adică până acum nu am avut mari momente de violență, cu câteva excepții, da? Vorbim de Revoluție, Piața Universității, Târgu Mureș, Mineriade. În rest, momente toate de... la început? Toate, de, mă rog, Mineriada din 99 n-a fost chiar așa de la început, dar oricum... A fost managerul foarte bine de stat. Răspundând forței cu forță, dar a fost un management eficient. Până la urmă, mi-aduc aminte foarte bine momentul ăla când CTP iese la trejor și spune, domne, în momentul ăsta statul e un stârv și când ai 6.000 de jandarmi capturați și un prefect luat ostatic, nu sunt sigur dacă managementul statului poate fi glorificat teribil de bine în momentul acela. Iar felul cum s-a încheiat toată povestea cu o negociere de pace organizată de Biserica Ortodoxă Română la Cozia, nu sunt sigur că poate fi creditat statul pentru acel deznodământ. Dar în orice caz, ce vreau eu să spun este că... Eu mă referiam la cea de după în care statul s-a purtat ca cu suficientă forță și n-au mai trecut oltul. Nu mai țin minte după 99 la nu, care după, în 99 au fost două. Una în care statul a negociat în genunchi. Așa. Și peste două săptămâni au vrut din nou să vină și statul s-a pus peste ei și a aplicat metoda de înțelegere respectiv forța. Păcat, acum n-am și-o luat unii bătaie. Dar a aplicat metoda de înțelegere respectiv forța că să nu mai vrea să se întoarcă înapoi în vale. Ce vreau să spun e că în momentele astea punctuale în care părea că statul este pe cale să se, să se dărâme, albanezii au avut treaba asta cu Caritasul lor, sârbii l-au avut la un moment în care au fost fraudate alegerile, deci bombardamentele americane nu au creat demantelarea regimului Milosevic, cum a creat-o el însuși și protestele după, după ce a încercat să fraudeze alegeri. Noi am avut totuși un parcurs destul de liniar, lent, enervant. Când vorbești despre 35 de ani într-o viață de țară, 35 de ani în secole. Când vorbești de 35 de ani într-o viață de om, băi frate, era tinerețea mea. Acolo trebuia să se întâmple, să văd toate schimbările. Deci cât timp o trăiești, e natural să fii nerăbdător. Și natural să... Și ai toată dreptatea să te superi că lucrurile nu merg în ritmul în care ai vrea. Vezi că se îmbogățesc anumiți oameni despre care tu ai niște păreri poate bine constituite cu privire la care a fost trecutul lor, ce șanse le-a dat, nu știu, faptul că părintele a avut o poziție înaltă în societate în timpul comunismului sau că a putut să pună mâna pe niște resurse într-un moment în care legile erau incerte pe la începutul anilor 90. Nu e teribil de multă lume care să simtă că anii ăștia au fost drepți. Dacă te uiți la ei ca evoluție și compari cu evoluția democrațiilor din alte țări, poți să spui că România o duce binișor. Și zic binișor și nu mă având să spun că o duce bine, pentru că deși economia e ok, sunt diverse dictaturi în care economia e ok. Pe mine ce mă interesează, și nu cred că e singura metrică importantă, e că în ce măsură țara aparține cetățenilor săi. Avem oameni educați? Avem și n-avem. Avem oameni adunați în asociații, avem câteva exemple, da, triburi care sunt constituite, dar nu pe cât de multe ne-ar încă trebui. Mai e loc. Sunt ei cei care între alegeri împing agenda publică, sunt politicienii cei care se uită la aceste triburi și zic, spuneți-mi care sunt politicile publice pe care voi le veți. Nu chiar. E mai degrabă se ascultă de ei atunci când vrei să obții un pic de pace socială. Deci nu suntem încă într-un punct de genul ăsta. În Suedia, de aici am pornit discuția, societatea civilă este mult mai prezentă în viața de zi cu zi a cetății. E mai prezentă și atunci când politicienii o iau pe arătură, e mai prezentă și înainte de alegeri sau în perioade electorale. Și lucrul ăsta se simte. Se simte și în calitatea universităților. Guvernul își bazează foarte mult politicile publice pe rezultate venite din spațiul academic. Și asta s-a văzut în COVID. La noi au fost decizii politice, ordonanțe militare de o valoare juridică îndoielnică, cel puțin, și mai ales care nu au prea avut suportul popular, neavând credibilitatea cei care au dat. Dar vezi, în Suedia nici nu și-au pus problema de suport popular. În Suedia, omul care se ocupa de treaba asta ar fi fost, să zicem, corespondentul directorului Institutului de Sănătate Publică, care a venit el către guvern, care deja avea autoritate. Avea deja autoritate. Știa lumea cine e. A venit cu măsurile care trebuiau luate. În mare au funcționat. Au fost câteva cazuri în care în centre de îngrijire de bătrâni foarte mari, cu un staff nu neapărat bine pregătit,
au existat vârfuri de multe decese, multe îmbolnăviri, dar în mare ți-a trecut bine și fără restricții și fără loviturile economice la fel de mari pe care le-au avut alte state, cum a fost și cazul României. Și atunci mă uit la o țară cum e Suedia, care vine și spune cetățenii mei contează, interesele lor din timpul liber contează, pasiunile lor contează, atunci când ei sunt supărați de o evoluție într-o direcție sau alta, eu trebuie să-i ascult. Ba mai mult, ca deciziile mele să nu fie luate nici că mă bate la cap poporul, nici pentru că am eu oportunitate sau interes politic, voi împuternici mediul educațional în care tot investesc de bine peste un secol, ca să-mi zică ei ce e bine și ce e rău. Ce face asta e că te face mai degrabă un guvern tehnocrat, adică nu-ți lasă foarte mult spațiu de manevră. Dar realist vorbind, când e vorba de a construi o autostradă peste munți, tot tehnicienii întrebi. Când e vorba de a construi țevi pe, sau repara de țevi pe sub un oraș, tot tehnicienii vei întreba. Deci la foarte multe decizii chiar e nevoie de oameni tehnici. Rămâne un spațiu de oportunitate politică care trebuie negociat cu populația, dar efectiv decizia așa cum e implementată, cred că îmi place un pic mai mult modelul suedez în care se investește mult în știință și, și în expertiză și lași acei experți să vorbească mai mult decât politicieni. Îmi place, Boana, cum de-ai întors acasă? Cum ai luat decizia? Undeva pe la momentul acela cu Roșia Montana, mi-am dat seama că tot newsfeed-ul meu din social media era din România și simțeam că era cazul să mă întorc. Și mai durat niște ani. Mai durat câțiva ani până s-a întâmplat. Decizia a fost luată în momentul în care am aflat că tatăl meu avea cancer. Personală? Da. A fost o decizie pur personală, dar a venit pe acel fond. În sensul că simțeam că am ceva de făcut acasă, în familie, că am o situație de care trebuie să mă ocup. E încă în viață, e ok, încă are cancer, dar e bine. Dacă după 8 ani este în viață, e caz fericit. Nu, sincer, adică nu e ăsta locul și nici am avea atâta timp, dar a fost o succesiune de situații deosebit de fericite care au făcut ca lucrurile să funcționeze bine acolo. La medicină de stat, apropo. Deci nu e totul, chiar departe de a fi totul negru în România. Și în momentul acela am zis că, ok, dacă tot am avut acel impuls, băi, cumva trebuie să mă întorc în țară și decât să studiez democrația românească sau a lumii din, mai știu eu ce turn de fildeș din Suedia, hai să văd cum arată democrația românească la firul ierbii. Și m-am întors chiar cu gândul să fiu ONG-ist în România. Mi se părea că era, și încă mi se pare că e ceva deosebit de important, să lucrezi în organizare de comunități și să identifici, vorbind cu oamenii la firul ierbii, care sunt nevoile lor, ce ar putea să meargă și să găsești resursele, echipele, astfel încât să poți să creezi un microcosmos, fie recurent, dar există proiecte care, nu știu, strângeri de fonduri pentru ajutarea familiilor defavorizate, de Crăciun, de Paște, în diverse momente prin an, sau punctual. Faci odată ceva ca să demonstrezi că se poate. Documentezi procesul, te duci la autoritatea competentă și spui, am finanțat eu un demo pe cum ar arăta o intervenție. Puteți voi să finanțați un alt pilot în 5 alte județe, puteți voi să faceți o lege, să bugetați. Autoritățile. Mai devreme sau mai târziu răspund. Să știi că cei 35 de ani care ne fac nerăbdători au și povești de succes foarte multe. Te uiți la Florin Stoican din județul Vâlcea. Ăsta este un geolog și expert în mediul înconjurător, în conservarea mediului, care a convins autoritățile române de vreme, cred că pe la final de an 2000, nu știu exact anul, să creeze un parc național în munții Buila-Vânturarița. Primul parc național inițiat de un ONG, pe care au vrut să-l și gestioneze, dar nu s-a putut atunci. Același om a stat în spatele Parcului Național Delta Văcărești. Același om acum încearcă să constituie un geoparc UNESCO în jurul munților Buila, în județul Vâlcea. Lucrurile astea n-au venit peste noapte. Au fost echipe constituite și dărâmate. Au fost bugete care ba au venit, ba n-au venit. Timp în care el oameni trebuia să-și construiască și o familie. Da, adică... Și energie. Sau și-au pierdut. Au investit timpul și energia lor într-un proiect. În ceva în care credeau. Dar iată, ai o situație în care un astfel de trib, cum vorbeam noi mai devreme, reușește să creeze o realitate de care se poate bucura orice român care vrea să vadă acel parc național. Sau orice bucureștean care se bucură să aibă un plămân verde nealterat destul de central în București, da? Să ai wetlands în centrul unei capitale nu e lucru puțin. Astfel de oameni mie mi-arată că dacă vrei și ai răbdare și ești disciplinat cu propriile emoții, să nu renunți atunci când simți că
Ai rămas fără bani a 20-a oară, ai rămas fără echipa a 20-a oară, statul ți-a pus... Din nou o frână, funcționarul respectiv nu îți răspunde. Dar tu nu renunți la idee pentru că ideea merită. Asta mi se pare că e o mentalitate pe care noi, ca cetățeni într-o democrație, dacă noi credem că merită să trăiești într-o democrație, ar trebui să o avem cu toții. Pentru că țara nu se termină, ideile noastre bune câtă vreme nu sunt infirmate ca idei bune, merită să se întâmple mai devreme sau mai târziu. Și cred că așa ajungem să simțim că avem control asupra vieții noastre și să construim o țară, comunități care seamănă mai mult cu viața bună așa cum noi imaginăm. Iar în România încă se poate, cu frâne, fără frâne, ai posibilitatea să încerci. Nu spune nimeni bocancul pe gât doar pentru că deschizi gura și zici ce ar fi să avem un parc național. Poate te ignoră, poate râde tine, poate anul ăsta rămâi fără bani. Dar avem alegeri odată la 4 ani, se schimbă majoritățile politice, se schimbă interesele care în funcție de interes pot deveni atente la ce ai tu nevoie? Sigur că da. Și atunci ai oportunitatea, dacă ai răbdare, să încerci iar și iar și iar și până la urmă chiar să reușești. Ești întors în țară de 8 ani. Da. Muncești în țară. Nu? Așa este. Ar fi bine să nu muncim, să putem trăi, dar din fericire pe aia n-ar mai fi viață, ar fi o leneveală și atât. Cum vezi România acum în ăștia 8 ani în care te-ai întors? Cu protestele civice, care mie mi-au plăcut, deși n-am fost neapărat de acord, dar mi-au plăcut ce s-a întâmplat în România în 2017, 18, 19, cu succesiunea de guvernări, cu analistul din tine, omul care a fost plecat și prin afară. Pot spune, eu unul spun că România crește. Tu cum o vezi? Cu pașii amărunți, potiniți. Mi se pare limpede dacă te uiți la poze cu București din anii 2000 de vreme și în momentul prezent, e altă galaxie, orașul ăsta, da? Clujul la fel. În orașele mari se vede că este o țară al cărei PIB s-a triplat de când a intrat în Uniunea Europeană. Ne-am împuținat și am impresia că... Și totuși așa puțin reușim să o urcăm, să mergem cu ea spre sus, nu o dăm în cap. Da, cumva pare că lucrurile... Mesajul, proiectul meu la Hai Acasă, dacă din cele 5 milioane de oameni s-ar întoarce 1 milion, cât aer, cât sânge proaspăt ar avea țara asta? Apropo, în 2022 a fost primul an în care statistic s-au întors mai mult decât au plecat. Asta e un lucru îmbucurător și... M-a făcut fericit acum câteva săptămâni acea știre, când am zis-o. Sincer, sper ca oamenii ăștia, adică să m-ar bucura foarte tare ca oamenii ăștia să ducă într-adevăr mai bine aici decât au dus-o în țările de unde... Sau chiar dacă nu o duc la fel de bine material, să fie împăcați cu ce au decis și să nu revin de întoarcere. Corect. Asta mi se pare că e cel mai important lucru, că în final, calitatea vieții tale nu ține de câți bani ai, ține de cum te simți în raport. Și cum te raportezi și ce poți să faci cu ei și cu tine. Dar legat de întrebarea ta, mi se pare că România crește într-adevăr, dar nu o face fără pericole. Mi se pare că avem sisteme publice, sisteme de servicii publice care sunt esențiale pentru o țară dezvoltată, care ar merita investiții mai multe. Mi se pare că educația momentan funcționează din inerție, mi se pare că sănătatea ignoră la nivel macro foarte multe lucruri preventibile de care ar trebui să ne ocupăm și mai avem mult până să ajungem acolo. Iar asta nu se rezolvă prin democrație pentru că rezultatul lor nu se vede în 4 ani. Aici avem nevoie de înțelepciune la guvernare și sper să ajungem și acolo în următorii 35 de ani și poate mai avem o emisiune atunci, dacă avem noroc, în care să ne bucurăm de rezultatele acelea. Și sper să fie așa. Clar, și învățământul și sănătatea trebuie ani mulți să le dai din nou vigoare. Pentru că nu o poți face mâine și să sperăm că cei care ne conduc vor avea puterea cu sacrificiile politice de a porni pe un făgaș mai bun. Invită-i aici, întreabă-i și pe ei. Îi tot întreb pe cei care vor revin, dacă nu, pe unde îi găsesc, îi tot întreb. Câteodată văd bunăvoință. Vlad Ciobanu, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Scurs. Încântat să se ascult experiența din Suedia și felul în care vezi tu destul de clar și neîncrâncenat frumoasa țară în care trăim și eu și tu. Stimați spectatori, azi a fost despre Suedia. Nu uitați, cei la care vă este mai mare dorul decât satisfacția economică sau materială sau emoțională, haideți acasă.